Peste două zile, APIA Olt va face primele plăți, anunță oficialii din agricultură. Acestea diferă în funcție de schema de plată pentru care au optat fermierii, dar și de suprafața de teren lucrată. Aproximativ 95.000 de euro pe hectar este subvenția în acest an. Începând de săptămâna viitoare, 18 octombrie, APIA Centrul Județean va demara campania de autorizare la plată pentru plata în avans a fermierilor care au depus cerere de plată în campania 2021. Plata în avans se va acorda pentru schemele directe, respectiv plata directă pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu și care va fi într-un cuantum de 75%. Diferența de bani va intra din luna decembrie. Sunt însă și fermieri care nu își vor primi avansul începând cu data de 18 octombrie. Plata în avans se va derula până la data de 30 noiembrie, iar începând cu 1 decembrie vom autoriza la plata finală toți fermierii care au depus cereri de plată pentru campania 2021. Vor intra fermierii pentru care s-au finalizat controalele. La nivelul centrului județean am finalizat controalele pe teren. Mai avem un număr de aproximativ 300 de fermieri pentru care nu s-au finalizat procedurile de clarificare asupra rezultatelor din controlul prin teledetecție. Anul acesta, la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Olt, au fost depuse 39.000 de cereri pentru o suprafață de 339.000 de hectare.